Capitolul 25. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța. Laud numele Tău căci ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Căci ai prefăcut cetatea, Babilon, într-un morman de pietre, cetățuia cea tare într-o grămadă de dărâmături. Cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De aceea te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de tine. Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii. Căci suflarea a supritorilor este ca vijelia care izbește în zid. Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa ai domolit zarva străinilor. Cum este înădușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înădușite cântările de biruință ale asupritorilor. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și, pe muntele acesta, înlătură mahrama care acopere toate popoarele, și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul o cara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice. Iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea lui. Căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. În mijlocul acestei băltoace, el își întinde mâinile, cum le întinde înotătorul ca să înoate. Dar Domnul îi doboară mândria și face de nimic dibăcia mâinilor lui. El surpă, prăbușește în teriturile înalte ale zidurilor tale, le prăbușește la pământ, în țărână. Capitolul 26. În ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschideți porțile ca să intre neamul cel neprihănit și credincios. Celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. El a răsturnat pe cei ce locuiau pe înălțimi, el a plecat cetatea îngânfată, a doborât-o la pământ și a aruncat-o în țărână. Ea este călcată în picioare, în picioarele săracilor, sub pașii celor obișduiți. Calea dreptului este neprihănirea. Tu, care ești fără prihană, netezești cărarea dreptului. De aceea te așteptăm, Doamne, și pe calea judecăților tale, sufletul nostru suspină după numele Tău și după pomenirea Ta. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caută în lăuntrul meu. Căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea, se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului. Doamne, mâna Ta este puternică, ei nozăresc, dar vor vedea râvna Ta pentru poporul Tău și vor fi rușinați. Va arde focul pe vrăjmașii Tăi. Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi Tu împlinești pentru noi. Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe tine și numai numele tău îl chemăm. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Înmulțește poporul, Doamne, înmulțește poporul, arată-ți slava. Dă înapoi toate hotarele țării. Doamne, ei te-au căutat când erau în strâmtorare. Au început să se roage când i-ai pedepsit. Cum se zvârcolește o femeie însărcinată, gata să nască, și cum strigă ea în mijlocul durerilor ei, așa am fost noi, departe de fața ta, Doamne. Am zămislit, am simțit dureri și când să naștem, am născut vânt. Țara nu este mântuită și locuitorii ei nu sunt născuți. Să învie, dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roata ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Dute, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Căci, iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului, și pământul va da sângele pe față, și nu va mai acoperi uciderile. Capitolul 27 în ziua aceea Domnul va lovi cu sabia lui cea aspră, mare și tare, Leviatanul, Babilonul, șarpele Fugar, Asur, și Leviatanul, șarpele Inelat, Babel, și va ucide Balaurul de lângă mare, Egiptul. În ziua aceea cântați o cântare asupra viei celei mai alese. Eu, Domnul, sunt păzitorul ei. Eu o ud în fiecare clipă. Eu o păzesc zi și noapte ca să nu o vatăme nimeni. N-am nicio mânie, dar dacă voi găsi mărăcini și spini, voi merge la luptă împotriva lor și voi arde pe toți, afară numai dacă vor căuta o crotirea mea. Vor face pace cu mine. Da, vor face pace cu mine. În vremile viitoare, Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori și va odrăsli și va umplea lumea cu roadele lui. La a lovit oare Domnul cum a lovit pe cei ce îl loveau? L-a ucis el cum a ucis pe cei ce îl ucideau? Cu măsură l-ai pedepsit în robie, luându-l cu suflarea năprasnică a vântului de răsărit. Astfel, nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită și iată rodul iertării păcatului lui. Domnul a făcut toate pietrele altarelor ca niște pietre de var prefăcute în țărână. Idolii astartei și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. Căci cetatea cea tare a rămas singuratică. A ajuns o locuință lăsată și părăsită, ca pustia. În ea paștevițelul, în ea se culcă și mănâncă ramurile. Când îi se usucă ramurile, sunt rupte. Vin femeile să le ardă. Căci acesta era un popor fără pricepere. De aceea, cel ce l-a făcut n-a avut milă de el și cel ce l-a întocmit nu l-a iertat. În vremea aceea, Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului, iar voi veți fi strânși unul câte unul copii ai lui Israel. În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei surghiuniți din țara Asiriei și fugarii din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt, Ierusalim. Amin.